Astăzi, în cadrul emisiunii Un strop de sănătate pentru liniștea dumneavoastră, vom vorbi despre o altă consecință a hiperhidrozei, se numește epidermofiție. Parcă am mai auzit de ea și în emisiunea trecută, când am vorbit despre epidermofițiile palmoplantară. De data aceasta vom vorbi despre epidermofițiile corpului. Datorită modificării umidității și a pH-ului transpirației, face ca la nivelul tegumentului să se găsească condiții de dezvoltare a acestor fungi, a acestor ciuperci inferioare. Acest tricofiton sau acești epidermofiton, cele două mari categorii și a treia fiind candidozele, se pot dezvolta și pe pielea glabră, adică pe pielea, în general, lipsită de păr sau cu rare fire de păr sau cu puf. Aici trebuie să fie anumite condiții. Hiperhidroza, care să creeze condiții și care să afecteze filmul lipidic și integritatea tegumentului, și de asemenea, o altă condiție trebuie să fie agresivitatea sau virulența parazitului, care să fie foarte contagios și să paraziteze un organism sănătos. A treia condiție ține de starea de sănătate a organismului și de imunitate, de capacitatea lui de a rezista invaziei acestor musafiri nedoriți. Pentru că în jurul nostru sunt milioane și miliarde de spori, de ciuperci care sunt patogene și totuși noi nu suntem atât de bolnavi pe cât ar trebui să fim. Pentru că organismul se apără, pentru că organismul se apără în mod natural și se apără prin igiena care o au oamenii în funcție de gradul lor de civilizație. Dar în condițiile în care aceste ciuperci inferioare se pot dezvolta, ele afectează în special plicile, adică încheieturile, plicile axilare sau subțioare sau plicile inghinale, mai rar alte plici, dar aici sunt locurile cele mai umede, unde se transpiră foarte abundent și unde se pot forma prin poziția membrelor anumite cavități sau anumite spații închise sau semi-închise în care organismele acestea inferioare se pot dezvolta. Se pot parazita și zone descoperite mai puțin bogate în transpirație, cum ar fi membrele, antebrațele, brațele, gambele, coapsele sau chiar și trunchiul, chiar și fața. Și pe aceste zone apar anumite formațiuni sub formă de medalioane care au o caracteristică. Sunt foarte bine delimitate, au o margine bogată în bășicuțe, în vezicule, sunt foarte active. Suprafața este ușor deprimată, bogată în scoame și sunt pruriginoase, ceea ce se numește în limbaj popular pecingine. De obicei, acești paraziți au o virulență mare și provin în marea lor majoritate de la animale bolnave, pentru că animalele au o igienă deficitară, nu poate fi vorba decât cât le asigură omul, și au condiții foarte bune de dezvoltare, ele se dezvoltă în largul lor și atunci când atacă omul, îl găsesc nepregătit și cu foarte multă ușurință apar aceste pecingini la oamenii care au animale de companie sau care lucrează în sector zootehnic. Și atunci este ușor de văzut, animalul este bolnav, se vede și la om că a luat această infecție. Apariția asemenea leziuni pe tegumente poate duce și trebuie să ducă omul parazitat către medicul dermatolog, care stabilește cu foarte mare ușurință diagnosticul și tratamentul.